Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă spun bun venit la o nouă ediție Spune-mi cum. Consumul de droguri deține din ce în ce mai multe victime și a început să devină o normalitate în rândul tinerilor. Mulți privesc drogurile ca pe o soluție, însă în cele din urmă, drogurile devin problema. În ediția de astăzi, în platoul A7 TV, mi se va alătura Andrei Ștefan, care de la vârsta de doar 13 ani a devenit dependent de droguri. Dar până la mărturia sa, vă invit să urmăriți un scurt material. Senzația pe care ți-o dă heroina în momentul în care te droghezi, dacă cineva spune că lângă tine începe al treilea război mondial și tu ai o doză de heroină, ești foarte relaxat așa, adică n-ai nicio treabă cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Eram la școală în clasa 10 și am zis, băi, alocația nu mai este suficientă pentru consumul meu de heroină. Hai să încerc să fac ceva de capul meu. S-a întâmplat, Andrei, vreodată să deveniți agresivi față de mama voastră? A murit Vlad, a murit Luci, a murit Alex, ăla s-a îmbolnăvit de SIDA, ăla s-a dus la închisoare, părinții noștri au divorțat, poate și din cauza noastră. Casa e în halul în care este din cauza noastră, noi suntem în halul în care suntem din cauza asta. Și la un moment dat zici, ok, ar trebui să fac ceva în sensul ăsta. Doar că ești atât de prins încât nu prea ai ce. Andrei Ștefan se află în această seară alături de noi. Bună seara, Andrei! Bună seara, Antonia, și îți mulțumesc de invitație. Îți mulțumesc și eu că ai acceptat să te deschizi și să ne povestești despre experiența ta. Știm că ai trecut printr-o experiență destul de interesantă, aș putea spune, și mai multe te-aș lăsa să ne povestești chiar tu. Care a fost primul tău contact cu drogurile? Cum s-a întâmplat și la ce vârstă? Aș putea spune mai mult groaznică decât interesantă, okay. Dar a fost și interesantă pe alocuri. Aveam 13 ani când am încercat prima oară heroină, când mi-am injectat prima oară heroină. Am tras împreună cu fratele meu mai mare și cu încă azi doi prieteni buni, cu Alex și cu Luci. Doar eu și fratele meu mai mare mai suntem în viață astăzi. Wow! Da, deci aveam 13 ani în curtea unui liceu, țin minte foarte bine. Cum s-a întâmplat exact? Ce s-a întâmplat? Am înțeles că fratele tău a început cu această dependență. Da, fratele meu deja consuma de vreun an, doi, și stăteam în casă și îmi spune, mă, eu ies afară să mă droghez. Și zic, hai că merg și eu cu tine, dar nu vreau să mă droghez. Și am mers cu el și cu băieții ăștia doi, ne-am dus în curtea liceului și au preparat marfă, au scos o siringă, heroina, și îi zic cu fratele meu, băi, vreau și eu până la urmă. Deși nu-mi plăceau foarte tare acele. Mi-a făcut și mie, intravenos, și ăla a fost un moment în viața mea în care eu am zis, mamă, ce tare, există ceva pentru care merită să trăiesc. Wow. Dar ce te-a determinat să recurgi la această primă injectare, să spun așa? Cred că teribilismul a fost un factor, anturajul, aș putea spune. Poate și, de fapt nu poate, cred că cel mai mult a fost nevoia de a te simți împlinit interior. Dar ce știai tu în perioada aceea, la vârsta aceea fragedă despre droguri? Cum le percepeai tu înainte să simți acel efect pentru care spuneai că merită să trăiești? Prea multe nu știam despre droguri, care stările sau ce îți pot oferi, însă viața mi se părea destul de anostă. Relația părinților mei mi se părea destul de nereală, neadevărată. Adică nu vedeam niciun fel de dragoste decât doi părinți care mai stau împreună doar pentru că îi țin copiii. Și simțeam nevoia de ceva care să mă împlinească. Și am încercat drogurile, fără să știu mare lucru despre ce înseamnă să
care este efectul drogului. Deci este foarte important ce ai spus. Înțeleg că un factor a fost acela că părinții tăi nu aveau o relație ok între ei. Da, și asta aș putea spune. Și asta te-a determinat? Da, și într-o oarecare măsură, adică nu pot să dau vina în totalitate pe ei, că nu s-au iubit. Însă faptul că n-am mai avut o autoritate în casă, m-a determinat mai ușor să pot să încep drogurile de la 13 ani. Ai spus că primul tău contact a fost cu heroina. Da, primul contact a fost cu heroina. În perioada aceea nici nu existau prea multe droguri, adică existau, dar heroina era la bază și chiar era și ieftină. Era ieftină? Da, era ieftină atunci. În 99, a fost chiar înainte cu 2 ani de atentate, ca să-ți faci o idee, o doză de heroină costa între 5 și 10 lei, depinde de unde o cumpărai, și undeva la 3-4 băieți consumau o doză și erau bine toată ziua. Ok. Bine în ghilimele. Era suficient o doză pentru da, o zi? Da, era suficient o doză pentru o zi la început. Ok, dar la vârsta respectivă totuși nu aveai bani, adică nu produceai bani. De unde făceai rost de bani pentru asta? În 99-2000, într-adevăr, nu existau foarte mulți bani, sau nu aveam foarte multe venituri, însă fiind 5, 6 lei, 7 lei o doză de heroină și ieșeam mai mulți afară, ne combinam care mai avea bani la el. În general, banii veneau din casă de la ei mei, nu în scopul ăsta, dar ce găseam prin casă, furam, vindeam. Ați ajuns să furați din casă? Da, clar, am ajuns să furăm toată casa. Dacă ți-aș face o poză cu casa după ce am plecat noi din ea, horror. O să ajungem și la, dezvoltăm mai mult ceea ce s-a întâmplat în decursul celor 13 ani în care ai fost dependent de droguri. Aș vrea să te întreb acum, cum se simte un om drogat? Aveai mustrări de conștiință sau, mai bine spus, cum se simte un copil drogat? Nu erai ajuns la maturitate. Mustrări de conștiință, da, ai și mustrări de conștiință în ideea în care îți faci părinții să sufere sau rănești pe cineva foarte tare. Însă, cum funcționează drogul? Cum funcționează heroina? În momentul în care noi simțim o senzație de fericire sau de bucurie, creierul nostru secretă dopamină. Specialiștii și doctorii spun că în momentul în care îți injectezi heroină, secreția de dopamină din creier este între 300 și 400 de ori mai mare decât în mod normal. Deci, practic, creierul tău e inundat de dopamină și de aceea este și o stare pe care nimeni nu poate să o explice. Spuneai la un moment dat că atunci când erai sub influența drogurilor, simțeai pe cineva în spatele tău și simțeai nevoia să te aperi de acel cineva. Cum poți să-mi explici asta? Da, există, chiar era chestia asta o chestie foarte ciudată. Mai tot timpul aveai impresia că cineva te urmărește sau că nu mă refer la poliție aici, deci excludem. Simțeai o prezență în spatele tău. Cum explic acum, după experiența mea de viață și după relația pe care o am cu Dumnezeu acum, chiar cred că drogurile sunt o legătură spirituală. Ok, exact, mai exact? Cred că aveam un mic demon care încerca să mă influențeze, de fapt nu care încerca, care reușea să mă influențeze. Și asta se întâmpla și prietenilor tăi? Conștient sau nu, cred că da. Adică mai mult ca sigur, da. Cum au reacționat părinții tăi când au aflat despre faptul că vă drogați? Sau la cât timp au aflat după ce ați început să vă drogați? De fratele meu au aflat mai repede. De mine au aflat un pic mai greu. După aia, de fratele celălalt mai mic, au aflat iarăși destul de repede. Cum să reacționezi? Dai seama ce reacții poți să ai când știi că toți trei băieții tăi se droghează. Au încercat să ne ajute, au încercat să ne sfătuiască în măsura în care puteau și știau. Dar nimic n-a dat rod. Și fratele vostru mai mic, la ce vârstă a început să consume? Pentru că dacă tu ai început la 13 ani... Nu, el undeva tot pe la 13-14 ani a început Ok, ceva mai târziu. Da. Ești atât de prins încât, nu știu, ți-ai vinde mama ca să ai o doză de heroină. Ce se întâmplă în zilele în care nu consumi?
Sau, de exemplu, dacă se întâmpla să nu aveți bani într-o zi? În 2001, când au fost atentatele de la 11 septembrie, din cauza granițelor închise, n-a mai existat heroină la noi în București. Și au fost 3-4 zile în care prețul heroinei a crescut de la 5-7 lei o doză de heroină, undeva până la 100 de lei, 150 de lei. Și atunci chiar am avut o perioadă în care n-am mai consumat. Ce se întâmplă? Apare starea de sevraj. Și cel puțin la heroină, starea de sevraj este îngrozitoare. Nu cred că am experimentat niciodată în viața mea. Cum se manifestă? Te doare capul, ți-e frig, ți-e cald, te dor toate oasele din corp. Deci le simți pe toate, ești conștient de toate, pentru că ai o durere îngrozitoare în corp. Nu poți să mănânci, nu poți să dormi, nici nu poți să stai locului un minut. Furnicături în tot corpul, e o senzație de nedescris. Și în momentele respective, părinții vă ajutau în vreun fel? Din nou, în măsura în care puteau. Ei ce puteau să facă era să ne îndrume să mergem la spital. Și cam asta era singurul tratament pe care puteai să-l iei, să mergi să te internezi ori la Stelian, ori la Spitalul Nou, la secția de... nu la psihiatrie, la cei cu dependențe. Altceva nu prea puteai să faci, adică nu există o pastilă pe care, ok, ai sevraj de la heroină, ia o pastilă să-ți treacă. Bun, și la spital ce se întâmpla? La spital îți dau pastile, dar pastile pe care ți le dau în spital nu poți să le cumperi de la farmacie fără rețetă și nu le poți cumpăra de la orice farmacie. Am înțeles din ceea ce mi-ai spus tu că la un moment dat părinții voștri n-au mai avut control asupra activităților voastre. Nu știau când plecați, când ajungeți, ce faceți. Da. La un moment dat mi-au și divorțat și la mine, după 13 ani, deja nu pot să zic că mai aveam vreo fică de părinți sau lămâncă acasă, că mă ceartă mama sau tata. Pur și simplu plecam de acasă, ne mai întorceam. Era un fel de hotel acasă. Un hotel în care mai din când în când mai pus să fur ceva. Ok. După ce a plecat tatăl vostru de acasă, ați rămas, bineînțeles, doar cu mama. S-a întâmplat, Andrei, vreodată să deveniți agresivi față de mama voastră? Da, cred că agresiv eram în fiecare zi. Nu neapărat fizic, dar cât verbal, adică tot timpul ne certam cu mama. Țin minte că la un moment dat, fratele meu mai mic, pe fondul unui consum de droguri psihedelice și alcool, chiar a amenințat-o cu un topor. Asta vine la pachet, adică nimeni nu e nebun și nimeni n-ar vrea să-și amenințe mama sau să, nu știu, să-i fure din geantă sau mai știu ce. Dar astea sunt chestii care vin la pachet cu dependența și consumul de droguri. Și s-a întâmplat să, mă rog, bineînțeles că ați avut și momente de luciditate când, nu știu, v-ați dat seama că de fapt nu reacționați corect față de mama voastră. Clar, dar ești atât de prins încât, nu știu, ți-ai vinde mama ca să ai o doză de heroină. Deci ești atât de prins și e atât de puternică dependența de heroină încât nu ai scrupule. Nu pentru că ești animal sau pentru că ești un om, ultimul om. Pur și simplu pentru că nu vezi nicio ieșire din chestia asta. Tu ți-ai dorit în toți acești 13 ani să poți să scapi de această dependență? Îți doreai cu ardoare lucrul acesta? Da, au fost foarte multe momente în care mi-am dorit să scap, să nu mai fiu dependent. Împreună cu frații mei chiar ziceam, băi, trebuie să facem ceva, că nu mai merge, uite în ce stare suntem, în ce hal am ajuns, hai să încercăm să facem ceva. Dar cred cu tărie că dependența acționează pe trei planuri, și trup, și suflet, spiritual și duh. Și ce am făcut noi de fiecare dată, am încercat să rezolvăm lucrurile la nivel trupesc, să mergem la un centru de dezintoxicare și poate un pic sufletesc, nu știu, pe la un psiholog, psihiatru. Deci ați încercat și varianta psiholog? Oh, da, de foarte multe ori. Și nu a funcționat? Nu a funcționat, chiar am cheltuit o grămadă de bani și la psihiatru, la psiholog, fără rezultate prea mari. Deci voința a fost, dar a fost mai greu să...
Să ajungeți la o soluție. Da, ajungi la un moment dat într-un punct în care zici, băi, ok, nu e ok, nu, trebuie să facem ceva, că nu e ceea ce am crezut. Nu e prima doză. E cu totul altceva. Nu e ce ni s-a promis. Prima doză, să înțeleg că a fost cea mai interesantă? Primele doze întotdeauna sunt cele mai interesante, pentru că îți dau totul, îți dau mamă, ai sentimentul că ești cel mai tare, ai sentimentul că mamă, în sfârșit găsesc un motiv pentru care să trăiesc, însă nu-ți spune nimeni că vine cu notă de plată. Ce înseamnă o notă? Notă de plată? Păi, ziceam mai devreme, din 4 persoane care am început să ne drogăm, mai sunt doar și cu fratele meu în viață. Deci, poți muri, fratele meu mai mic a fost la închisoare, a fost închis, își pierd sănătatea. Citeam un studiu zilele trecute, 2 din 3 cazuri de HIV sunt pe fondul consumului de droguri. Deci te poți îmbolnăvi foarte, foarte ușor. Plus că pierzi ani, am pierdut 13 ani din viață. Din clasa 10-a, eram la școală în clasa 10-a și am zis, băi, alocația nu mai este suficientă pentru consumul meu de heroină. Hai să încerc să fac ceva de capul meu. Ești cumva sclavul acestor dependențe. Clar, și ești. Pe lângă faptul că pierzi ani din viață, cum spui tu, nu te-ai mai putut ocupa de educație și de... Educație, pierzi familie, pierzi relații, exact. Nu te mai... Toată lumea te consideră un hoț, te consideră un... Pentru că un ratat, să spunem pe românește. Da, da. Cumva, fă-mă să înțeleg, pentru că nu am de unde să știu. Cumva organismul se degradează în timp. Clar. În urma acestor obiceiuri? Slăbești foarte tare pentru că nu mai mănânci, asta e unul. Ficatul este cel care suferă cel mai tare. Okay. Hepatita C, în rândul consumatorilor de droguri, este o răceală pentru un om normal. Deci, o poți lua imediat. La fel și HIV-ul. Eu când m-am internat ultima oară la dezintoxicare, aveam 53 de kilograme. Deci eram... Mi-era rușine să-mi dau tricoul jos, eram într-un hal, eram băț. Plus sănătatea celor din jur. Mama cred că a fost mai afectată decât noi toți trei la un loc. Toți trei. De seama, la 20 de ani când începe viața, și a petrecut următorii 4 ani jumate după gratii. La închisoare credeam că nici în vizită nu e foarte ok să mergi. Să revenim puțin la perioada în care ai început să faci cumva afaceri cu droguri. Să ai devenit un fel de dealer, să înțeleg. Povestește-ne dealer puțin perioada respectivă. Dacă... Cu principii? Dacă ce înseamnă asta? Nu, aveam principiul că n-aș vrea să vând heroină sau droguri care te omoară. Aveam eu chestia asta în cap. Care droguri nu te omoară? Sunt droguri mai slabe care nu te omoară. Spre exemplu, marihuana. Este foarte greu să mori de la o dependență de marihuana. Nu zic că nu te afectează, dar nu poți da în supradoză de marihuana, cum poți da în supradoză de heroină. Și am zis, ok, cu furatul nu mă descurcam foarte bine decât de pe acasă, dar un prieten sau ceva, adică nu eram foarte agil. Nu era expert. Da. Și am zis, trebuie să schimb și să fac ceva. Pentru că aveam nevoie, în 2007-2008, deja o doză de heroină costa 50 de lei și aveam nevoie, de multe ori îmi injectam și 3 doze de heroină odată, undeva poate și de 2 ori, de 3 ori pe zi, noapte. De ce era nevoie să injectezi mai multe doze pe zi? Pentru acea stare pe care o așteptai tu? Da, în primul rând, prima doză de dimineață era pentru... organismul tău să nu simți efectul sevrajului și nu simți mare lucru din prima doză. Mai apoi căutai starea, care starea se ameliora de la... Cu cât trecea mai mult timp, cu atât starea nu mai era cea de la început. Bănuiesc că și riscai foarte mult cu... Să-ți dai seama, riscam foarte mult pentru că vindeam și... Nu e o viață foarte liniștită, adică nu e ca și cum dorm noaptea liniștit, mâine dimineață mă trezesc, mă apuc chiar să vând droguri și să vedem ce o să fie în continuare. Riști, faci chestia asta. La un moment dat vindeam pe stradă, la un moment dat am avut oportunitatea să aduc și în țară și banii veneau tot mai mulți. La un moment dat și frații mei începuseră să vândă și chiar eu le dădeam la amândoi.
Și țin minte că eram în Spania. Erați o echipă. Da, deja eram o echipă. Bine, mama nu era foarte mândră de afacerea noastră. Bineînțeles că nu. Eram în Spania și mă sună mama și spune, l-au arestat pe Pavel. Pavel fiind fratele meu mai mic. Și mă gândeam, mama, uite, l-au arestat pe fratele meu din cauza că eu i-am dat droguri să vândă. Și m-am simțit foarte prost, să dai seama. Însă l-a vrut, vinovat. Da, vinovat. Însă la scurt timp am aflat că el începuse să vândă heroină. Și în două săptămâni de zile, cât a vândut, nu știu dacă a vândut două săptămâni de zile, deja au făcut un caz asupra lui și l-au și arestat. L-au arestat. Și la 20 de ani i-au dat 6 ani cu executare. De seama, la 20 de ani când începe viața mai frumoasă, el și-a petrecut, din 6 ani a făcut 4 ani jumate și a petrecut următorii 4 ani jumate după gratii. La închisoare, credeam că nici în vizită nu e foarte ok să mergi. Deci l-ai vizitat pe fratele tău. Ce-ți povestea în momentele respective? La început, după ce s-a trezit el din toată starea aia de zbucium, și stai seama, era vânăt tot. De durere interioară, nu știu cum să te exprimi. Deci nu îi venea să creadă că... Ce i s-a întâmplat? Ce i s-a întâmplat, practic. Consecințele. Da. Și că deci nu vrea să accepte că următorii 6 ani îl va fi închis, că asta e pedeapsa pe care i s-a dat. A fost foarte greu, îți dai seama. Ne-a fost și nouă foarte greu. Na, fratele tău și pentru părinții mei. El mai avusese și două sau trei interne la psihiatrie, tot pe fondul consumului de droguri. A fost ceva mai grav? Se manifesta mai grav? Se manifesta un pic mai violent și câteodată... când un om face pe nebun, îți dai seama, dar când chiar vezi că a luat un pic pe arătură, atunci e mai grav. Țin minte că l-am vizitat, era iarnă, am mers cu mama la Bălăceanca, la spitalul de nebuni. Și eu în capul meu aveam, ăsta a făcut un pic pe nebun, se dea ăștia niște tratament pe aici, cine știe. Și chiar stăteam, l-am vizitat și chiar asta i-am spus. Ce faci, mă pui să vin până aici de iurea, ai făcut pe nebun? Și stăteam și vorbeam cu el și la un moment dat îmi spune, auzi, dar tu cine ești? Îmi dau seama că îl cunosc, era frate, nu știam dacă face pe nebunul sau chiar. Și chiar a avut un episod schizofrenic atunci și cu asta a fost diagnosticat. Ți-ai dat seama că de fapt nu e de glumă. Da. Episod schizofrenic, demență senilă, a avut mai multe... A consumat cumva droguri și acolo? La închisoare? La închisoare? Da. Și cum s-a întâmplat să facă rost de droguri acolo? Asta nu știu eu, el știe mai bine, dar... Nu ți-a povestit? De exemplu, marihuana chiar eu i-am dus. Ok. Da. Deci, heroina nu știu de unde a procurat-o. Se găsesc droguri și în închisoare, adică... Dar marihuana chiar eu i-am dus la o vizită, mi-a zis, băi, adu-mi niște iarbă, ca și spune niște iarbă, că o dau și mie o țigări. Deci el încă simțea nevoia să se drogheze după o anumită perioadă în care n-a consumat. Da, deci mai ales acolo. Mai ales acolo. Mai ales acolo. Senzația pe care ți-o dă heroina în momentul în care te droghezi, dacă cineva spune că lângă tine începe al treilea război mondial și tu ai o doză de heroină, ești foarte relaxat așa, adică n-ai nicio treabă cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Și dai seama, mai ales în mediul ăla, ar fi fost extraordinar pentru el să se drogheze. Dimineața, cu inima veneam acasă, plină de palpitații, pentru că sunt droguri care îți dau energie și sunt droguri pe bază de morfină care te liniștesc. Dacă la început furai din casă pentru a face rost de bani, ulterior ai început să faci tu bani, vânzând droguri, te simțeai mai împlinit cu asta? Mă simțeam mai liniștit, n-aș putea spune împlinit, în ideea în care făceam foarte mulți bani din vânzarea de iarbă și, spre exemplu, îmi chemam dealerul, eu vindeam iarbă ca să pot să am bani de heroină. La pachet... Nu veneau și alte droguri, pentru că nu doar cu heroină m-am drogat. De exemplu, mergeam în cluburi, luam ecstasy sau MDMA sau cocaină sau droguri care te activează. Dimineața, cu inima veneam acasă,
plină de palpitații, pentru că sunt droguri care îți dau energie și sunt droguri că, pe bază de morfină, care te liniștesc. Uh-huh. Veneam din club, aveam două bile, două doze de heroină acasă, știam, băi, că ajung acasă și mă liniștesc. Când spuneam medicilor de la spitale chestiile astea, chiar spuneam, băi, ce faceți voi acolo, chiar e un mont aeros cu viața, pentru că tu vii în momentul în care inima bate în turim în care n-a trebuit să bată și tu ce faci de fapt, tu aduci la un ritm cât mai mic și chiar ne jucam cu viața. Da, de asta sunt și supradozele atât de frecvente. Și la un moment dat ai plecat în Spania, cu ce scop? Cu scopul de a face mai mulți bani. Tot așa, cu acest business. Da, am mers pe linia de afaceri. Și am crezut oarecum că dacă, având și bani mai mulți și oportunitatea de a nu mai fi în țară, neavând în Spania cunoștințele pe care le aveam în București, am zis, mă, poate reușesc să mă las de droguri. Sau, mm-hmm. Deci, în continuare îți doreai să... Da. Poate reușesc să mă las nu de droguri, poate reușesc să mă las de heroină. Pentru că în lumea consumatorilor, heroina nu era văzută foarte bine. În schimb, dacă, de exemplu, te drogai cu marihuana sau cu cocaină, totul era super ok. Și am plecat în Spania, am stat în Spania o perioadă mai lungă și deși mai veneam acasă, mă reîntorceam. Nu mai consumam heroină, în schimb consumam alcool și cocaină la greu. Combinația fatală, să înțeleg. Da. Cluburi, petreceri, bani mulți și dimineața mai gol decât ieri. Deci, mai gol sufletește. Sufletește, clar. Și te trezeai dimineața, îți bubuia capul și te gândeai, și acum ce? Adică, acum ce urmează? Am făcut o iei de la zero. Da, și acum practic o iei de la zero ca să... te simți iarăși. Deci cumva tu îți dădeai seama că nu este bine ce faci, pentru că tocmai urma să te întreb care a fost primul moment în care ai zis trebuie să mă opresc neapărat, pentru că așa nu mai merge și trebuie să fac ceva cu viața mea. Nu cred că a fost un moment. Cred că a murit Vlad, a murit Luci, a murit Alex, ăla s-a îmbolnăvit de SIDA, ăla s-a dus la închisoare. Părinții noștri au divorțat, poate și din cauza noastră, casa e în halul în care este, din cauza noastră, noi suntem în halul în care suntem, din cauza asta. Și la un moment dat zici, ok, ar trebui să fac ceva în sensul ăsta. Doar că ești atât de prins încât nu prea ai ce. Andrei, care este cea mai mare nevoie a unei persoane care își dorește cu adevărat să iasă din această dependență? De cine are nevoie? De ce are în primul rând nevoie? În afară de voință. Voința nu este suficientă, din cât am înțeles. Cred că în primul rând este voința, dar nu la modul gata, dacă și vreau și reușesc. Însă, pe primul loc, cred că este ca persoana respectivă să-și dorească să scape de chestia asta. Ok, voi v-ați dorit? Da. Suficient? Ne-am dorit, dar de cele mai multe ori nu am reușit. Asta zic? Da. Și atunci, de ce are nevoie o persoană? Cred că are nevoie de cineva care să-l ajute, să-l îndrume, să fie alături de el, să fie acolo când o să recadă, că cu siguranță nu o să reușească din prima și vor fi recăderi după recăderi. În ultimii ani, țin minte că începusem sevrajul la heroină durează undeva la 4-5 zile. Și începusem să facem sevrajul de heroină singuri în casă, fără să mai luăm niciun fel de medicament. Adică reușeam să facem chestia asta. Și după 5 zile de stat în casă și de suferit și de urcat pe pereți și de starea în care erai, venea a șasea zi în care vedeai că ai reușit și ziceai, a, ce tare, aș putea să mai trag o dată acum, că oricum am foarte reușit intens să mă las de ele. Deci, da, corect. Adică tu suferi 5 zile, da, îți dai seama că, bă, sunt capabil să fac asta, de ce n-aș mai face-o încă o dată, da, nu? Da. Deci era mai mare asta totuși. Asta e o chestie foarte interesantă și la centele și la spital când te duci la fel. În primul rând te duci la spital și dai numai de băieți, poate pe mulți cunoști de pe stradă, pentru că te învârți în același cerc. Și ajungi și stai 10-11 zile și pleci de la spital și mă tragem o dată, că oricum avem varianta de a veni la spital, de a ne lăsa, noi putem. Astea sunt minciuni pe care ți le tot spui ție, dar te minți singur practic, că te întorci tot acolo. Și la un moment dat s-a tăiat furtunul cu bani și am rămas
cu chirie de plătit, fără bani de droguri și... Și cu datorii. Și cu datorii și a urmat un an destul de, de groaznic pentru mine. Acum vine întrebarea a cărei răspuns cu siguranță va fi foarte eficient pentru cei care ne privesc și, repet, care poate se află în situații similare. Care a fost momentul în care ai reușit pur și simplu să revii la viață? Pentru că tu de la 13 ani, timp de 13 ani, ai fost dependent de droguri. Abia după aceea, așa cum am spus și mai devreme, ai reușit să trăiești normal și să simți viața așa cum ar trebui să o simtă un om. Care a fost, ce a contribuit la schimbarea ta? Păi, eram la Stelian, la Spitalul de Dezintoxicare, Dezintoxicare din București. Eram la pământ din punct de vedere și fizic și psihic și în toate punctele de vedere și îi zic mamei mele, merg la spital câteva zile pentru că nu mai pot. Acolo oarecum regăseam un refugiu pentru că stăteai 10-12 zile pe un cocktail puternic dat de doctori și practic te mai liniștai, nu mai era zbuciumul ăla. Ce se întâmplase? Ajunsese să am datorii mari la cei care îmi vindeau marihuana și la un moment dat furtunul de bani s-a închis. Și m-am trezit dintr-o dată mă injectam de 3 ori pe zi, deci erau bani enormi. Stăteam cu chirie în centrul orașului, care chiria era destul de... Deci tu te-ai mutat. Da, da, da. Trăiam visul, cum s-ar spune. Uh-huh. Deci eram pe cai mari. Și la un moment dat s-a tăiat furtunul cu bani și am rămas... cu chirie de plătit, fără bani de droguri și... Și cu datorii. Și cu datorii și a urmat un an destul de groaznic pentru mine. An în care am fost la pământ. Deci nu mai aveam 50 de lei pe zi să pot să-mi iau o doză. Și m-am internat. În perioada asta eu mă drogam cu fratele meu mai mare și el spune, băi, Hai să încercăm să facem ceva, că împreună suntem nocivi unul pentru altul. Hai să ne separăm un pic, poate reușim pe cont propriu să facem ceva. Am avut o relație foarte bună, de altfel, cu frații mei. Și el a plecat în Spania. El a plecat în Spania, cel mic era în continuare închis. Și am mers la spital. Și la spital vine mama mea să mă viziteze. Mama mea între timp începuse să meargă la biserică. Era refugiu ei în toată nebunia asta. Și vizitele la spitalul Stelian se desfășoară în felul următor. Tu ești la etajul 1. Cei care te vizitează nu au voie să intre în contact fizic cu tine, deci stau undeva în curtea spitalului. Și într-un balcon cu o plasă și cu un geam și cu plasă de fier, practic vorbești cu... Scuze-mă că te întreb, da. De ce nu au voie să... În ideea în care să nu-ți aducă ceva din exterior. Am înțeles. Uh-huh. Și mama îmi spune, Andrei, urmezi aceeași pași pe care a urmat și Pavel. Ultima oară, de la ultima dezintoxicare, el s-a dus la închisoare. Ai grijă ce vrei să faci. Și a fost o chestie care m-a șocat, pentru că știam ce înseamnă închisoarea de la Pavel. Pusesem și eu arestat o perioadă în Germania pentru trafic, dar o perioadă foarte scurtă de o lună de zile. Și clar nu vreau să ajung la închisoare. Și am ieșit din spital, pe un substitut. Heroina are mai mulți substituți. Este metadona, care este substitut direct al heroinei. Mm-hmm. Practic e aceeași mărie cu altă pălărie. Okay. Doar că ți-o dau doctorii, e într-un cadru restrâns, nu fac traficanții bani din asta. Uh-huh. Deci dai aceeași chestie. Aș putea spune o chestie mai nasoală. Am fost dependent și de metadon o perioadă. Mergeam la spital la Balș și eram la plată. Plăteam în fiecare zi doza de metadonă și am scăpat foarte greu de sevrajul de metadonă. În schimb, am ieșit de aici, din spital, cu un tratament mai inovator, spuneau ei, în 2013, se numea naltrexonă. Și ce făcea medicamentul respectiv? Se ducea pe senzorii de plăcere, durere, unde mergea heroina, practic. Se instala acolo și, practic, îți dădea
senzația, adică nu mai aveai nevoia să, nu mai stai să te droghezi. Nu îți dădea absolut nicio stare. Deci erai practic un om normal, fără nevoia de a mai consuma. Însă, în cazul în care consumai peste, exista pericolul foarte mare de atac cerebral, pentru că heroina practic nu mai avea unde merge și puteai să mori. Și chiar am consumat odată peste tratamentul respectiv și a fost cumplit, am avut niște dureri de cap groaznice. Și mai era ideea în care dacă nu mai luai naltrexona respectiv, simțeai din nou nevoia să te droghezi. Și după vreo 2 luni de zile zic, mamă, nu cred că a durat 2 luni, mai puțin 1 și ceva, zic, mamă, gata, m-am lăsat. N-am văzut niciodată în viața mea o perioadă așa lungă de abstinență, să nu iau niciun drog, să nu beau alcool. Și zic, gata, m-am lăsat. Și n-am mai luat pastila seara și a doua zi dimineață eram după heroină. Deci erai sigur că ai scăpat de toată treaba asta și n-ai mai luat acea pastilă. Și n-am mai luat acea pastilă și a doua zi dimineață. Și simțeai nevoia de heroină. Da. Ai luat-o de la zero? Am luat-o de la zero, începusem să o iau de la zero. Între timp mă remutasem cu mama mea, mai stăteam doar eu și cu ea în casă. Și mama tot îmi spunea de biserică, hai la biserică, hai la biserică. Acum nu aveam vreo chestie să ceva împotriva bisericii, chiar încercasem să mă apropii de Dumnezeu. Simțeai nevoia. Simțeam nevoia. Și țin minte că mergeam pe la tot felul de festivaluri mai spirituale, pe care consumam drogurile psihedelice, cum ar fi marihuana, LSD, și aveam tot felul de chestii extrasenzoriale și așa mai departe, dar sunt sigur că pe fondul consumului de droguri. La insistențele mamei mele zic, ok, merg o dată cu tine la biserică. O încerc și pe asta, ce poate să întâmple. Și pe fondul suferinței din trecut am zis, mamă, nu vreau să iarăși de la început cu toată chestia asta, pentru că nu mai puteam, pur și simplu nu mai puteam, și am început să merg cu mama la biserică. Nu-mi imaginez cât de fericită a fost mama ta. Foarte fericită mama mea. Și a fost o chestie interesantă și curioasă pentru mine. M-a întrebat cum mă cheamă și zic, mă cheamă Andrei. Și îmi zice, Andrei, asta este ziua în care ai fost mântuit. Am mers la biserică și n-am mai simțit nevoia să... Parcă nevoia pe care oarecum drogurile mi-o suplinea, am găsit-o la biserică. Și îmi zice, ce interesant, uite, plus oamenii, erau așa fericiți, erau așa împliniți și mă uitam. Și zic, bă, eu ar trebui să fiu fericit și împlinit, că eu mă droghez, eu nu se droghează, adică de ce sunt ei așa? Și chestia asta m-a făcut curios și am început să merg mai des. Și țin minte că dacă știam că a doua zi merg la biserică, parcă nu vreau să mai mă droghez nici cu o zi înainte, să merg acolo lucid. Și am început să merg tot mai des și deși de fiecare dată predica era diferită, plecam cu ideea, cu idee în cap tot timpul. Domnul Iisus te salvează. Și eram așa, bă, Domnul Iisus, ok, înțeleg Dumnezeu, accept, nu stai ateu, dar care e rolul Domnului Iisus în toată povestea asta? Într-o dimineață, într-o duminică dimineață, mă trezesc, eram singur în casă și zic, hai că fac o rugăciune la Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus e așa cum spune toată lumea, o să mă rog specific lui. Și mă rog, Doamne, dacă chiar ești cum spun toți, vino și în viața mea și salvează-mă. Și prea și controlul vieții mele, pentru că 26 de ani trăisem după capul meu și eram în punctul în care eram. Și am zis, ok, nu mai vreau nici controlul vieții mele. M-am săturat să fiu eu în controlul vieții mele. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar. În schimb, seara mergem la biserică, eu și mama. Nu povestesc la nimeni chestia asta, nici măcar ei mi-a spus. Am mers la biserică, am cântat, ne-am rugat un pic și la sfârșit liderul de la închinare spune, aș vrea să ne mai facem o rugăciune înainte să intrăm în cuvânt. Aș vrea să ne rugăm pentru cei cu probleme de dependență din București. Și mi s-a părut o chestie foarte tare. Îmi zicea, uite, în sfârșit cineva care se leagă pentru drogați. Că în general și pe bună dreptate eram mai pari, am mai pus deoparte. Adică a drogat și zic, ce tare că se leagă. Și îți dai seama, am început să mă rog pe nume, pentru că știam o grămadă de nume. Mă rugam și pentru cutare și pentru cutare și pentru cutare. Și la sfârșit spune, este cineva la unei biserică care este dependent de droguri, dacă vrea să vină aici în față să ne rugăm pentru el.
Și am rămas un pic masca așa. Mama s-a uitat la mine și tot făcea semne să mă duc în față. Și m-am dus și m-a întrebat cum mă cheamă. Și zic, mă cheamă Andrei. Și îmi zice, Andrei, azi e ziua în care poți, astăzi este ziua în care ai fost mântuit. Și foarte interesant că Biblia spune că în momentul în care îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, vei fi mântuit. Și pentru mine... Cum ai simțit vorbele respective? Am simțit o chestie de, la modul, nimeni nu va putea să-mi fure chestia asta vreodată. Exact asta. Ai simțit o pace, o liniște, o siguranță? Și am zis, mă, asta este o chestie pe care nimeni nu poate să-mi ia niciodată. Și am început să devin tot mai curios. Și am început să merg mai des la biserică. Și cineva din biserică îmi spune, am mai avut câteva rugăciuni specifice la Dumnezeu. Mi-a zis, Doamne, oarecum am fost eliberat de chestia asta, dar am nevoie să stau într-un mediu în care să pot să mă întăresc un pic. Pentru că, ok, mergeam de două ori pe săptămână la biserică, dar seara ajungeam acasă. Și ajungeam în același cartier, în aceeași zonă, unde erau 50.000 de inși. La mulți, eu le cumpăram heroină. Deci, era împânzită zona cu astfel de persoane. Dacă ai fi trecut tu pe acolo, nu ți-ai fi dat seama. Însă dacă eu treceam pe acolo pentru că știam exact zonele și locurile și toți mă cunoșteau, pentru mine chiar era un focar. Și acum, ca o paranteză, probabil că ni se întâmplă multora să trecem prin anumite zone ale Bucureștiului și vorba ta, să fii un focar, un astfel de focar și tu să nu-ți dai seama. Da, adică noi ăștia care cumva trăim normal, ducem o viață normală, nu ne dăm seama câte astfel de persoane trăiesc așa. Mm-hmm. Scos biberonul de la bebe, avea apă în biberon, a băgat siringa, a tras apă și a pus capul cu înapoi la biberon, pentru că îți trebuie apă ca să poți să-ți faci doza cu heroină. Mai stau de vorbă acum cu oameni care se droghează și cu părinților și îmi spun, dar eu habar n-aveam că băiatul meu se droghează. Și sunt anumite semne pe care trebuie să le vezi. Care sunt acelea? Păi, în primul rând, schimbarea de comportament este una. Dacă băiatul tău până acum a avut o medie de 7, dau un exemplu, la școală, și dintr-o dată s-a dus la 5 sau nu, are foarte multe absențe, plus starea lui de spirit. Acum depinde și ce droguri consum. De exemplu, dacă consum droguri opiacee, pupila ochiului se face cât vârful unui ac. Deci după ochi cunosc foarte bine. Da. Dacă consum droguri care îți dau energie, ai niște pupile cât jumătate din ochi. Deci nu mai mănâncă, nu mai atât de comunicativ, e cât mai, stă cât mai separat, cât mai singur. Încep să te uiți la chestiile din casă, pentru că atunci alea sunt primele lucruri care dispar prima oară din de casă. Valoare. Că, da. Sunt chestii prin care îți poți da seama. Ce s-a întâmplat între timp? Ok, tu ai început să mergi la biserică. Ce s-a întâmplat cu frații tăi? Fratele mai mic a rămas la închisoare? Fratele meu mai mic a rămas la închisoare. Fratele mai mare a rămas în continuare în Spania. Trecuse câțiva ani de când, 2 ani, ceva de genul, în care nu mai știa nimic de el. Singura legătură cu care mai păstra era cu tata și mai dădea telefonul o dată pe an și spunea că sunt ok, sunt în viață. Țin minte că asta era și discuția mea cu tata, mă suna și îmi zice, trăiește, fractul. Da, discuții de genul ăsta aveam. Mă rog la Dumnezeu să mă scoată un pic din tot mediul ăla și să mă ducă într-un alt mediu. Și prin cineva din biserică am aflat de Teen Challenge, care este o organizație non-guvernamentală și se ocupă cu ucenicizare și cu reabilitarea post-cură pentru cei cu probleme de dependență. Gândul meu a fost, acum că sunt bine, merg și la biserică, merg acolo și ajut și îi ajut pe restul să se lase și eram pe val. Și am mers acolo și în scurt timp am aflat că eu aveam nevoie mare de ajutor. Până să pot să ajut pe altcineva, aveam nevoie eu de ajutor. Și timp de... am făcut programul la Teen Challenge, este un program. Și apoi am stat și într-un program de internship, unde am învățat o grămadă de lucruri pe care le aplic în viața de zi cu zi. Și acolo cred că Dumnezeu a pus în mine o fundație, o putere de a putea ieși afară și să stau de vorbă cu cineva sau să nu mai fiu atât de ușor influențat. Țin minte că la 6 luni de când eram acolo în centru,
am mers pentru prima oară, îi fac outreach, merg pe stradă, în locurile în care știu că oamenii se droghează și încearcă să ia băieți de acolo. Și la 6 luni de zile am avut o discuție cu directorul de program și zice: Andrei, vrei să mergi pe stradă cu noi, ești pregătit? Și am mers. Și a fost, era prima oară când reluam un contact vizual cu doza de heroină. Când vezi o doză de heroină sau când vezi seringa respectivă cu marfa în ea, stomacul ăla e undeva în gât. Deci sunt niște amintiri și o chestie incredibil de dubioasă. Și exact aceeași senzație am avut-o. Deja aveam un forfot în stomac. Mai eram cu doi băieți și țin minte, atunci cred că am văzut cea mai nasoală fază din viața mea. A venit o tipă, împingea un cărucior, avea un cărucior cu un bebe de câteva luni în el. A scos biberonul de la bebe, avea apă în biberon, a băgat siringa, a tras apă și a pus capa cu înapoi la biberon, pentru că îți trebuie apă ca să poți să-ți faci biza cu doza cu heroină. Doamne, doamne. Și tot atunci a fost un moment de impact în viața mea. Era un băiat jos pe o saltea și cred că avea 14-15 ani la vremea respectivă el. Și acum țin legătura cu el. Și încerca să... Ce se întâmplă? Când te injectezi, la un moment dat îți dispar venele. Nu mai găsești venele. Okay. Și o chestie. Și vena cea mai principală și cea mai ușor de găsit e undeva în gât. Wow. Și el stătea cu siringa, plângea și încerca să-și găsească vena. Și m-am dus și a stat un pic de vorbă cu el și a fost sentimentul... Am realizat cu adevărat că sunt de cealaltă parte a mesei. Simțeam nevoia să cer ajutor și simțeam că sunt în punctul în care pot fi de folos și pot ajuta și eu la rândul meu pe alții. Și a fost un click în viața mea. Mi se pare incredibil ce îmi spui. Mama mea a avut foarte mult de suferit din cauza asta. Cred că asta e cea mai mare regret al meu. Care este cel mai mare regret al tău după toți acei ani? Cel mai mare din regret? Din toți acei ani. Lăsând la o parte faptul că am renunțat la școală, și ăsta ar fi un regret, că am dezamăgit foarte mulți oameni, am distrus foarte mulți oameni, cred că... Adică foarte mulți oameni pe lângă... Da, corect, pentru că tu făceai deja trafic cu aceste droguri. Și nu neapărat. Există anumite studii. Unul din ele spune că un dependent de droguri influențează negativ 70 de persoane în jurul lui. Cu care... Da. Fie vecini, fie părinți, neamuri și așa mai departe. Cred că un mare regret este că mama mea a avut foarte mult de suferit din cauza asta. Cred că asta e cel mai mare regret al meu. Ce ai cerut iertare vreodată de la ea? Cred că ar trebui să mă cer. Cred că... Probabil toată viața. Tot restul vieții ar trebui să-mi cer. Oricum știu că mama ne-a iertat și mama e super bucuroasă pentru noi, pentru că între timp și fratele meu mai mare și fratele meu mai mic au scăpat de droguri. Și o chestie incredibilă și o chestie pe care numai prin puterea lui Dumnezeu se poate înfăptui, să spun de ce. Pentru că centrele de... dezintoxicare din România au o rată de reușită de 0,2%. Ceva incredibil de mic. Ori la noi în familie rata de reușită este de 100%. Mă bucur foarte mult. Și cred că este o datorează în cea mai mare parte lui Dumnezeu. Cum sunt frații tăi acum? Fiecare cu familia lui? Fiecare cu familia lui. Fratele meu mai mare s-a căsătorit de curând. În anul ăsta urmează și cel mic. Felicitări. Acel mic a fost o chestie foarte interesantă, pentru că mergeam la el în vizită și mergeam de fiecare dată tras, așa spuneam noi, tras sau pe drogat. Și el de multe ori spunea: Pă, dar ai încercat și tu să te lași, că uite și eu sunt aici și e greu și astea. Fă ceva, să nu ajungi aici, să... Și dintr-o dată m-am dus la el în vizită și îi spun: Băi, eu nu mă mai drughez, nu mai fumez nici țigări, nu mai beau nici alcool, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Și ce mi-a spus el mie atunci a fost exact cuvintele astea, a fost: Bă, tu crezi că te drughezi cu ceva nou?
Pentru că îi se părea foarte curios cum dintr-o dată eu să fiu așa total schimbat. O altă chestie interesantă, în timp ce eu mergeam în vizită la el și spuneam despre Dumnezeu, era un grup de oameni dintr-o biserică care mergeau acolo și făceau anumite activități cu ei și în felul ăsta, la câteva luni de zile, începuse el să-mi povestească mie de Dumnezeu. La faza asta au început și băieții din regie să râdă, i-am auzit până de și aici. Andrei, sunt foarte mulți tineri care se droghează în ziua de astăzi și tu cred că știi cel mai bine asta. De ce crezi tu că a ajuns o normalitate să te degradezi atât fizic cât și psihic? În rândul tinerilor de astăzi se consideră o normalitate? Un studiu al Agenției Naționale Antidrog în 2018, cred că e făcut, nu sunt sigur că l-au făcut, mai este făcut, spune că sunt undeva la 780.000 de oameni în România care au încercat droguri cel puțin odată. În 2006-2007, când eu eram pe val cu drogurile, se știa de undeva de 200.000 de consumatori de droguri doar în București. Eu cred că media este mai mare. Nu cred că cineva își propune, cineva care are o viață normală, de fapt și ce cu viața. Nu cred că îți dai seama în ce te bagi. Asta cred că e... Știi de ce te întreb? Pentru că majoritatea tinerilor care sunt întrebați spun că o fac din plictiseală, din acea curiozitate de a încerca ceva nou. Da. Crezi că urmează un trend? Plictiseala este un factor, curiozitatea este un factor, teribilismul este un factor, nevoia de apartenență la grup este un factor foarte puternic. Problemele de acasă, poate. Corect. Cum ți s-a întâmplat ție. Da. Cred că ăsta a fost cel mai important factor. Au fost mai multe care, adunate, m-au dus în punctul în care am avut de alege dacă să mă droghez sau nu. Mi-a fost foarte ușor să spun da. Cred că sunt mai multe chestii care... Faptul că e la mod acum, mergem da, în club să... Este și păcat să auzi că tinerii se droghează din plictiseală. Sunt atât de multe activități constructive pe care ar trebui să se focuseze. Și teribilismul, cred că e iarăși un factor. Vrei să fii cel mai cool din clasă, cel mai tare. La mine așa au început lucrurile, practic, pentru că la 12 ani am început să fumez. Să fiu, hai să fumăm. Okay. Hai gestul să acela de... în sine da, este da, că ești cel mai șmecher din cartier, cel mai șmecher din clasă. Chestii care te hrănesc oarecum când, mamă, vezi că toată lumea te urcă pe slăb și așa. Începi să faci lucruri pe care poate în mod normal nu le-ai face, doar că din nevoia de... Ieși în evidență într-un evidență. Anumit fel. Erai poate considerat, nu știu, banal dacă nu apelai la aceste obiceiuri. Și asta se întâmplă tot în cadrul anturajului și în cadrul grupului. Ajungi la un moment dat să faci anumite lucruri, chiar dacă nu sunt în natura ta sau care nu îți convin, doar din nevoia de a ieși în evidență, de a fi tu cel din grup, da? Și să ajungi în punctul în care tu habar să ai cine mai ești tu. Asta se întâmplă frecvent băieților. Fete aveați în grupurile voastre de... Aveam și fete care se drogau. La băieți cred că e un pic mai simplu. De ce? Pentru că un băiat mai fură, mai simplu. Dar la o fată, fetele poate nu pot să fure, poate nu pot să vândă droguri și ajung să își dea trupul și... Se prostitueze, de fapt, da, pentru bani. Da, și e mult mai nasol. Dar da, existau și fete și există la Spitalul Nou, la Obrigea, există secție și pentru fete. Deși este foarte greu, există speranță. Un lucru de care eu nu credeam că mai pot trăi sentimentul ăsta. Pentru că în momentul în care ești dependent, cred că speranța este cea pe care o pierzi în totalitate. Spuneai că atunci când
ai acea voință de a pune punct acestui, nu știu cum să-i spun, cerc vicios din viața ta, ai nevoie de cineva care să te ajute, să te susțină. Tu ce sfat le-ai dat părinților care sunt într-o astfel de situație? Ce ar trebui să facă? Să fie alături de ei. Asta e singurul sfat. Cum știu mai că, exact? În general, un părinte, dacă vede că... Asta am observat așa în ultima perioadă de când m-am lăsat. Dacă vede că copilul lui încearcă și are o recădere, vede ca pe sfârșitul lumii. Trebuie să înțeleagă un pic că o perioadă de câțiva ani de consum, poate nu vor reuși din prima și va urma o recădere. Este foarte greu. Este o luptă foarte greu. Da. Vorbesc cu foarte multe mame. Chiar alaltă ieri vorbeam cu o mamă a doi băieți cu probleme de dependențe. De fapt, în timp ce discutam, ajunsesem în punctul în care să îi știu pe băieții dumneavoastră. Și chiar o sfătuiam. Singurul pentru care puteți să-l faceți este să vă rugați. Ca și cum ar depinde de dumneavoastră. Rugați-vă pentru ei în continuare, fiți lângă ei, pentru că oricum toată lumea îi blamează. Dar nu e ușor. Eu am în casă o mamă care a luptat cu trei. Nu este... E ceva extraordinar de greu. Dar ca și părinte, acum vorbesc că sunt părinte, cred că cel mai bun lucru pe care poți să faci este să fii în continuare alături de copiii tăi. Este important să înțelegi. Să nu ajungă să se ascundă de tine ca părinte, exact, nu? Exact. Dar totodată tăiate fondurile, tăiat orice fel de, nu știu, dacă îi dădeai bani până în momentul respectiv, nu îi mai da bani. Mulți părinți zic că îi fac bine dându-i bani. Și că dacă îl vede că suferă sau că e pe stradă sau că îi e foame, hai să-l ajut cu ceva. Lasă-l un pic să se dea cu capul. Pentru că când te dai un pic cu capul, după aia începi să conștientizezi, bă, că îmi doare. Corect. Deci, iubire în continuare, îți iubești copilul și n-ai cum să nu-ți iubești copilul în continuare, dar, da, poate aș cere sfatul unui specialist, pentru că și părinte, mai ales pentru, la noi e o chestie foarte interesantă. Părinții noștri vin dintr-o generație total diferită față de a noastră. Și ei încearcă să lupte cu morile de vânt. Cu morile de vânt, cu modalitățile lor de atunci, care practic nu prea existau în ziua de astăzi. Și le e și lor greu să înțeleagă. Foarte greu. Trendurile foarte din greu. Ziua de astăzi. Îi explic eu lui tata că de fapt e foarte bine să te droghezi, tată, și te simți foarte bine. Așa spuneai tu? Da, și tata toată viața lui a aruncat în armată. Deci tata un om foarte pragmatic, calculat așa. Ce ți răspundea atunci? Ce să răspund? Deci era... Care ar fi mesajul tău, Andrei, pentru persoanele care se confruntă cu drogurile? Cu dependența aceasta? Deși este foarte greu, există speranță. Un lucru de care eu nu credeam că mai pot trăi sentimentul ăsta. Pentru că în momentul în care ești dependent, cred că speranța este cea pe care o pierzi în totalitate. Deci, stăteam de vorbă la un moment dat cu fratele meu mare și spuneam, băi, cam asta a fost destinul vieții noastre. Asta te resemnai cumva. Da, ne-am resemnat. Asta a fost drumul vieții noastre. Probabil vom muri de supradoză sau la închisoare. Da, pentru că nu mai vedeai. Încercasem de atât de multe ori să ieșim din chestia asta și fără să putem, cât... Ai spus aia, asta este. Asta este. Și numai speranță. Acum, după 6 ani, în 6 ani de abstinență, am în 2013 până acum, 6 ani de abstinență mi se pare... Cum ți se pare viața acum? Acum simt că trăiesc. De ce? Pentru că e prima dată când trăiesc lucid. În perioada în care mă drogam aveam o chestie. Nu suportam nicio clipă să fiu lucid. Pentru că vedeam viața atât de
ciudate și atât de oribile și nu doream. Fie că mă drogam, fie că beam sau ceva, era chestia să nu fiu tras. Acum îmi place foarte mult. Menționăm că ți-ai, între timp ți-ai întemeiat și o familie, ai doi copilași să-ți trăiască. Am doi băieți frumoși care îmi fac viața mai palpitantă. Cu siguranță. Da, dar să mă întorc la ce ai spus tu. Sigur, există sigur. Speranță, se poate, nu e ușor, e o luptă, dar se poate. Și acum, cum vezi tu dependența de droguri, mai ales că ai trecut prin ea, cum o vezi din exterior? Cum îi vezi pe oamenii drogați acum? Pot doar să-i compătimesc. Pot să-i compătimesc, pot să-i înțeleg, pot să realizez prin ceea ce trec. Cum văd dependența, un calvar. Îi văd cât de prinși sunt. De multe ori stau cu foarte mulți băieți, chiar și din foștii mei prieteni, și le spun: băi, e extraordinar să trăiești liber, deci e incredibil. Și parcă, nu știu, aș da orice să pot să le arăt 10 minute dintr-o viață normală. Și e greu pentru ei și înțeleg, dar totodată îmi doresc foarte tare să fac ceva în sensul ăsta. Apropo de asta, te-ai gândit să faci ceva pentru persoanele dependente de droguri? Da. Te rog să dezvolți mai mult partea asta. Anul trecut am simțit așa că trebuie să fac ceva cu viața mea în ideea asta. Pentru că experiența mea de viață aș putea să o folosesc acum, să ajut pe cei din jurul meu să nu mai treacă prin ce am trecut eu. Să ajut poate un părinte să nu mai treacă prin ce a trecut mama. Și am avut așa o pasiune pentru de a merge în facultăți și în licee. Ăsta era focusul meu. Și am avut o discuție cu directorul de la Tinceană și mi-a spus: Andrei, care este, cum ai vrea tu să te raportezi tinerilor? Și îi zic: păi, cred că singura variantă este să le spun despre droguri, despre consumul, ce implică consumul de droguri, pentru că ăsta ar putea fi un, nu știu, un bridge. Un prim pas. Da, cel mai bun ca eu să ajung să stau de vorbă cu ei și să... Și a zis: ok, hai să începem să facem o chestie de prevenție în țară. Și ăsta e focusul nostru acum. Am făcut o asociație, avem câteva proiecte deja în minte. Deja avem o echipă din Brașov, din Cluj, care ne-au chemat la Brașov pentru a face o campanie de prevenire. Și dorința noastră foarte tare este ca pe viitor să intrăm în toate școlile și liceele și facultățile din București cu campanii de prevenție. Vă doresc foarte mult succes să aveți, pentru că este nevoie. Acum te-aș întreba, care, din punctul tău de vedere, care sunt valorile care definesc umanitatea? Pentru mine, din punctul meu de vedere, cred că credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și cred că dragostea pentru aproape. Deci credința și dragostea. Credința și dragostea pentru... De ce ți se par acestea cele mai importante? Credința în Dumnezeu a fost factorul care m-a ajutat să merg mai departe în momente în care poate în trecut apelam la heroină să pot să trec mai departe. Peste o situație nasoală, peste o situație bună, știind că am un Dumnezeu care este alături de mine, practic asta a făcut Dumnezeu în mine. Când aveam vreo chestie nasoală în viață sau când aveam ceva, totdeauna apelam la droguri. Era o chestie prin care m-a ajutat să trec peste. Chestii nasoale vor mai fi până la sfârșitul vieții acum, doar că având credință Dumnezeu știu unde să merg și unde să alerg. Și nu mai alerg în ferentar, mă duc la Dumnezeu. Foarte tare. Da. Și cred că familia este un lucru extrem de important. Aș vrea să am o relație cu familia mea, cu copiii mei, cu soția mea și văd că e un lucru care mă ține foarte tare ancorat și în credința mea cu Dumnezeu și în viața de zi cu zi,
cred că familia este un factor foarte important în viețile noastre. Doamne, ajută să fie bine pentru toată lumea și mai ales pentru cei care sunt dependenți de droguri. Îmi doresc foarte mult ca această emisiune și acest mesaj al tău să ajungă departe și acolo unde trebuie. Și îți mulțumesc și ție foarte mult pentru prezența în emisiune. Dragii mei, poate cei apropiați vouă sau chiar voi vă aflați în situații similare și nu știți cum să acționați. Când te lupți cu dependența de droguri, de cele mai multe ori, din păcate, se întâmplă să nu ieși învingător. Încheiem aici ediția de astăzi cu speranța că, indiferent de motivele acestor dependențe, victimele și cei apropiați vor găsi calea de ieșire din acest cerc vicios, așa cum de fapt a reușit Andrei. Îmi doresc din suflet ca mărturia lui să vă influențeze într-un mod pozitiv. Până data viitoare, zile fără griji! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.